Datele cetățenilor și entităților stocate la nivelul aplicațiilor de pe platformele administrate de Autoritatea pentru Digitalizarea României nu au fost afectate în niciun fel după atacul cibernetic asupra SerSign. Conform comunicatului transmis de Autoritatea pentru Digitalizarea României, compania IT, producător și dezvoltator de soluții criptografice, a fost ținta unui atac cibernetic puternic de tip ransomware. Din rațiuni de securitate și până la clarificarea situației, ADR a suspendat temporar emiterea de documente certificate electronic prin soluția oferită de SerSign. Sign. Programul Malware a criptat o parte dintre datele electronice stocate în rețeaua companiei, astfel încât acestea nu au putut fi utilizate. Ransomware este un software malițios ce împiedică accesul la fișiere sau chiar la întregul sistem informatic infectat până la plata unei recompense.